Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Clasa Părinților. Astăzi o avem alături de noi pe doamna dr. Roxana Aldea, medic primar neonatolog. Bună ziua, bine ați venit la Clasa Părinților. Bine v-am găsit. Aș vrea să discutăm astăzi, aș vrea să aflăm cât mai multe informații despre primele îngrijiri pe care le acordăm noi acasă nou născuților. Plecăm cu teamă puțin din spital, să zic așa, pentru că la spital am trăit-o pe pielea mea. Toată lumea avea grijă și de mine și de copil și m-am trezit la un moment dat acasă că trebuie să am eu grijă de el și nu prea mai știam ce așa să fac. Așa este, impactul sosirii nou-născutului acasă poate fi câteodată destul de puternic, cu toate că în ziua de astăzi, în majoritatea maternităților, este implementat sistemul de rooming in, adică mama stă împreună cu copilul imediat după naștere și în cele minim 3 zile de stat în spital ar trebui să mai învețe câte ceva. Da, ideea este că noi, cum vedem asistenta, nu vă supărați, dar de ce face așa? Nu vă supărați, dar au trecut 3 ore de când am mâncat, îl trezesc sau nu? Atunci avem informația foarte aproape exact. Și o acasă siguranță. Categoric, primele zile sunt grele și de asta și vorbim de o perioadă de adaptare a nou-născutului acasă. Deci chiar dacă în spital este într-un fel, primele 2-3 zile acasă sunt categoric cu totul altfel. Sunt mămiși care spun parcă am plecat cu alt copil. Adică în spital era atât de cuminte și acasă e atât de... Nu știu ce să-i fac. Pentru că e teama, e stresul mamei până se învață cu copilul și până învață să-i acorde îngrijirile de zi cu zi. Dar este o perioadă trecătoare. Sunt foarte bune cursurile și școala părinților și școala mamei și sub alte denumiri s-a mai încercat, tocmai pentru a învăța mămicile să îngrijească copiii și să depășească aceste temeri care sunt inevitabile. Am mai discutat despre aceste cursuri cu doamna dr. Uzdri și într-o ediție anterioară și noi le promovăm, anunțăm atunci când are loc aceste lucruri. Sunt binevenite, sunt necesare, mămicile au nevoie de informații sigure, nu numai de internet, care este o sursă inepuizabilă de informații, dar de multe ori și greșite. Exact. Și atunci poate că aceste cursuri oferite de specialiști ar trebui să se înmulțească și să ajute mamele să îngrijească corect copilul. Exact, și părinții în același timp să fie deschiși către, pentru că am auzit și discuții de genul m-am plictisit, trebuie să-mi spună el mie ce să fac sau chestii de genul acesta. Într-o ședință am auzit discuția asta. Din experiența mea, cine a avut curiozitatea și a venit, a plecat încântat de aceste cursuri. E greu până ajung la ele. În momentul în care vin, sunt atrași de multitudinea de informații și toți care au plecat au zis că au fost folositoare și i-am văzut apoi născând în maternitate și foarte încântați că știu ce au de făcut. O să participăm și noi când vor mai fi astfel de cursuri, nu de alta, dar și de acolo avem de adunat foarte, foarte multe informații cu pe care siguranță să le transmitem mai departe. Bun. Mi-a fost greu să mă gândesc despre ce o să discutăm, pentru că sunt atât de multe lucruri de discutat și mămicile, bine, și tăticii au atât de multe întrebări legate de acest subiect. Prima oară vreau să discutăm puțin despre ambientul în care trebuie să stea copilul, camera unde stă, unde doarme, cum ar trebui să fie. Deci chiar dacă superstiția românească spune că nu-i bine să pregătești nimic înainte de nașterea copilului, poate că într-adevăr camera copilului și hăinuțele copilului trebuie pregătite înainte de naștere. Pentru că în alea 3 zile cât mămica stă în spital, tatăl este total debusolat și are oricum destule drumuri de făcut încât să mai stea să pregătească și camera copilului. În primele 3 luni de viață, de obicei, se recomandă ca nou-născutul să stea în camera părinților, pentru că este perioada cea mai vulnerabilă și să fie ușor de supravegheat, dar nu în patul părinților. Deci, în camera părinților se poate amenaja pătuțul copilului. După 3 luni, se poate muta în camera lui specială, cât mai puțin încărcată de mobilă, cât mai puțin încărcată de obiecte
draperii, covoare care pot ține praful, când mai fără animale de companie în camera copilului, atenție la plante, cât mai puține obiecte pentru a fi o cameră ușor de curățat și ușor de aerisit. Patul nou-născutului trebuie să fie al nou-născutului, chiar dacă în camera lui va exista și o canapea pe care adultul poate să mai întinde câteodată, dar copilul e bine să doarmă în pătuțul lui. Hăinuțele trebuie pregătite iarăși înainte de naștere, pentru că trebuie spălate și călcate. Chiar dacă sunt noi, ele sunt luate de pe raftul magazinului, transportate poate cu tiruri, cu depozitate în diverse condiții, deci chiar dacă sunt cu etichetă, nu sunt gata de folosit. Ele trebuie spălate, iar până la un an e bine să fie călcate pe dos, pentru că prin acel călcat se sterilizează, pielea nou-născutului fiind foarte sensibilă. Da. Temperatura în cameră care ar trebui să... Nou-născutul, dacă nu are probleme, nu e un copil prematur, un copil născut cu o greutate mică, în general trăiește bine la aceeași temperatură termică ca și adultul. Temperatura trebuie să fie undeva în jur de 22-23 de grade în cameră, ziua, temperatură la care copilul nu trebuie înfofolit, temperatură la care copilul poate să stea cu capul gol fără nicio problemă. Poate fi făcut un pic mai cald la băiță, pentru că acela e momentul în care copilul stă mai mult dezbrăcat. Și atunci la baie se admite o temperatură spre 25-26 de grade în cameră. În camera în care se efectuează baia nu e obligatoriu să fie camera în care doarme. Poate fi separat. Da. E bine să se aerisească măcar de două ori pe zi camera copilului, și vară și iarnă. Copilul se mută într-o altă cameră, se deschid larg ferestrele, să intre aerul curat, după care se închid, se încălzește camera și este adus copilul înapoi în camera proaspăt aerisită. Deci nu ținem copilul în cameră atunci când... Iarna nu. Iarna nu. Vara, da, dar de bine e, pentru că trebuie făcut și un pic de curățenie atunci când deschizi geamul, poate mai ștergi un praf, mai aspiri, deci curățenia de zi cu zi. Și atunci copilul e bine să fie mutat în altă cameră, se pregătește camera lui, se curăță, se aerisește și apoi este adus copilul în cameră. Avem, pe lângă această cămăruță, plus... hăinițele și toate cele, de pregătit două truse. Una pentru îngrijirea lui și una medicală. Ne puteți spune ce ar trebui să cuprindă? Trusa de îngrijire de zi cu zi pentru igiena personală cuprinde cosmeticele de copil, adică un șampon și o cremă sau un ulei pentru masaj, care trebuie să fie speciale pentru copii. Deci nu crema mamei, cremuim și copilul, sau cu săpunul adultului spălăm și copilul. Pielea lor este mult mai sensibilă. În prima lună de viață este nevoie de ser fiziologic, spirt și comprese sterile. Astea nu trebuie să lipsească din casă pentru toaleta nou-născutului. Cu compresele cu spirt se curăță zona bontului ombilical și apoi, după ce cade, zona buricului. Cu comprese cu spirt se șterg plicile, pliurile, acolo unde copilul face cute și se adună transpirația, se șterge pielea cu compresă cu spirt. Ochii, năsucul, gurița se pot șterge cu ser fiziologic și comprese sterile. Toată lumea are în casă glicerină boraxată, cu toate că nu e neapărat nevoie și poate că ea ar trebui să intre la categoria medicamente. Un copil care mănâncă numai lapte va avea gura în permanență albă. Sunt depozitele de lapte. Curățatul se face cu compresă cu ser fiziologic. Glicerina boraxată folosindu-se atunci când apare o infecție micotică a sânului, dacă mănâncă lapte de mamă, și a guriței copilului. Deci ea nu trebuie folosită preventiv. Iarăși, multe mămici au în casă Baneocin pudră, care este o pudră cu antibiotic. Nu trebuie folosită fără indicație medicală. Sunt multe mămici care pentru orice iritație, orice buric, pudrează cu Baneocin pudră să nu se infecteze. Am auzit, doar că nu știam că are antibiotic. Practic e antibiotic și distruge sau tulbură flora normală a copilului și distruge toți microbii, și pe cei buni și pe cei răi, ulterior contaminarea făcându-se cu microbi rezistenți. Deci putem determina o rezistență la antibiotic și prin folosirea pudrelor cu antibiotic.
Spiritul este cel mai bun dezinfectant pentru un buric, pentru un bont ombilical neinfectat. Deci curățatul cu atenție cu spirit ar fi suficient ca să prevină infectarea buricului. Dacă buricul este infectat, da, atunci sub recomandarea medicului se pot folosi ori dezinfectante pe bază de iod, betadinul iarăși, care se folosește de rutină, dar pe de altă parte poate să facă și rău, sau baneocinul pudră. Apropo de bontul ombilical, sunt părinți care se tem efectiv să atingă acea zonă. Buricul bontul ombilical este o zonă moartă. Este o zonă de țesut care se usucă și pică prin uscare. Deci dacă ne e milă să curățăm, atunci există riscul de infectare. Este o zonă care nu doare. Copilul plânge că poate câteodată pentru că este senzația de rece, senzația că se umple, el dormea bine mersi și vine cineva și începe să-l tragă de buric. Normal că protestează, dar este o zonă care nu doare și atunci ar trebui, și asta văd mămicile în spital, cum se curăță buricul fără milă ca să nu se infecteze. El se usucă și apoi se detașează. Înțeles, nu e nimic... Nu e nimic grav în evoluția fiziologică a unui bont ombilical. E spectaculos câteodată, poate, și impresionant pentru părinți, dar e un rău necesar, deci ei trebuie să învețe să curețe serios, pentru că riscul de infecție e mare și problemele pot fi serioase ulterior. Am înțeles. Să continuăm puțin cu trusa medicală. Nu? Trusa medicală, cea mai mare teamă a mămicilor este febra. Și atunci, încă de la naștere, poate că este bine să existe în casă un medicament pentru combaterea febrei. Două aspecte aici. Unu, ce înseamnă febră? Da. Febră înseamnă o temperatură luată în funduleț peste 38 de grade. Dacă am avea curiozitatea să termometrizăm nou-născutul, am vedea că el are o temperatură mai ridicată, un 37 cu 5 cu 6, care pentru noi, pentru adult, înseamnă ceva. Dar la copil este firească. Deci la copil ar trebui să ne speriem doar dacă temperatura trece de 38 de grade. Dar trebuie să avem grijă copilul să nu aibă scaun în momentul termometrizării, pentru că atunci temperatura crește. Și lăsăm să se termine și repetăm termometrizarea. Să vedem, este o febră adevărată sau este o supraîncălzire de la scaun. Dacă copilul e înfofolit sau dacă vara e foarte cald în casă, că iarna greșim noi că încălzim, dar vara e cam greu să răcim. Și atunci sunt situații în care în casă sunt 30 de grade și normal copilul frige. Aerisim, răcorim, îl dezbrăcăm și repetăm să vedem dacă e supraîncălzire. În momentul în care scădem temperatura ambientală, scade și temperatura copilului, deci nu vorbim de o febră adevărată. Dacă e foarte agitat, temperatura corpului crește și atunci îl liniștim, îl hrănim, îl hidratăm și repetăm. Dacă și la repetare temperatura este peste 38 de grade, primul gest este să-i scădem febra și apoi să vedem încotro o luăm. Febra la nou-născut și la sugarul mic indică boală, iar la vârstă foarte mică, cel mai corect este să ne adresăm medicului. Chiar dacă avem în casă antitermic, îi punem antitermic și punem mâna pe telefon și încercăm să luăm legătura cu medicul. Până la 3 luni, antitermicele folosite sunt sub formă de supozitoare, deci sub 3 luni nu se dau siropuri. Și atunci e bine să avem de la început în casă supozitoarele cu paracetamol de copii, care ne pot fi de folos. Chiar dacă îi punem antitermic, sub 3 luni sună medicul. Mai departe, febră înseamnă boală. Ce alte medicamente am putea să mai avem în casă? În ziua de astăzi este o modă cu medicamentele împotriva colicilor. Părinții nici nu se naște bine copilul și încep, aoleo, are colici, ce ne face? Colicile sunt ceva fiziologic, toți copiii trec prin această etapă și chiar dacă tratăm și dacă nu tratăm, ei tot mai plâng, ei tot mai au dureri de burtică, ei tot se mai frichine, iar părintele trece într-un fel mai ușor peste etapa aceasta dacă este liniștit, dacă este informat, dacă nu se agită și el pe lângă copil. Cu cât se agită mai mult, cu atât și copilul plânge mai tare. Explicați-ne puțin ce înseamnă colici, ca să înțeleagă... Colicile apar de obicei, colicile adevărate, după 3 săptămâni de la naștere. Există un deficit în tubul, în digestia
laptelui. Și tubul digestiv al copilului este imatur și nu diceră foarte bine lactoza și atunci apar aceste dureri de burtică. De obicei, sunt crize de plâns cu durata de 3 ore. Deci nu că plânge 5 minute. Aia nu e o colică adevărată. Deci al meu n-a avut atunci. Sunt perioade de plâns cu durata a ore, care se repetă zile la rând, de obicei cam în același interval orar. Deci există o periodicitate. Sunt unii care plâng de la 2 la 5 noaptea sau sunt unii care plâng după masa sau cazul fericit cu plânsul după masa. Apar brusc, deci copilul doarme și se trezește dintr-o dată urlând și se opresc la fel de brusc. Adică indiferent ce-i face părintele, colica când trece, atunci se oprește copilul din plâns. Cu medicația de colici se poate reduce perioada de plâns de la 3 ore, nu știu, la un sfert de oră. Dar nu că nu mai plânge copilul niciodată. Sunt tot felul de picături de colici, nu există un tratament minune, se pot face combinații. Important este să se dea conform prospectului sau recomandării medicului. Nu e odată începute colicile, nu azi tratez, mâine nu mai tratez. Deci odată începute trebuie tratate toată perioada cât sunt. Apar de obicei la 3 săptămâni, apogeul este între 6 și 8 săptămâni, apoi descresc ca intensitate, iar după 3 luni nu mai vorbim de colici abdominale. Deci poate că într-un fel e bine ca în casa tinerilor părinți să nu lipsească picăturile de colici. Deci vor avea nevoie. Nu lipsesc, vă garantez că sunt încercate toate picăturile care există așa în farmacie. Da, așa cum v-am spus, baneocinul este totuși un medicament care poate că e bine să fie în casă, dar să se folosească la recomandarea unui medic. Betadinul, dezinfectantele cu iod, sunt iarăși ca un medicament și ar trebui folosite la indicația medicului. Și cam atât, în perioada de nou născut și sugar mic, cam astea sunt medicamentele pe care părintele le poate folosi mai lejer. Orice alt medicament trebuie copilul examinat. De obicei, la în vârstă mică se recomandă internare, deci e greu de tratat un copil mic cu boală acasă. Tot legat de colici, e o chestie cum că dacă ții copilașul în brațe atunci când are colici, se calmează. Categoric și medicamente, leacurile băbești, să zicem, sunt bune. Dar nu, să nu exagerăm. Nu ca un deci leac. Aici intrând căldura locală. Deci căldura locală diminuă crampele și atunci se poate folosi o cârpă caldă. Au apărut în ziua de astăzi săculeți care se încălzesc și se pot pune pe burta copilului. Atenție însă să nu-l ardem. Așa, masajul. Practic, prin masaj ajutăm să elimine gazele care îl deranjează. Burtica lui pe burtica unui adult, dar contactul piele la piele. Mecanismul de acțiune e tot căldura. Fiind contact piele la piele, burtica se încălzește și atunci se diminuă durerea. Și pe de altă parte, ceea ce îl liniștește pe copil, stând burtică pe burtică, capul e în dreptul inimii. Și practic aude zgomotele pe care le cunoaște din burta mamei. Și asta liniștește foarte mult. Câteodată subtul. Deci subtul are rol și nutritiv și de hrănire, dar la nou născut și la sugar, subtul are și rol de liniștire. Ori de câte ori copilul are o neliniște, va căuta să sugă. Sunt mămiși care interpretează, nu mi-ajunge laptele că suge tot timpul. Dar de fapt copilul suge că caută alinare. Caută să fie lângă mama lui, să-i simtă mirosul, să-i simtă gustul, să fie acolo. Da. V-am întrebat de chestia asta oricum, pentru că pentru mine ținutul bebelușului în brațe a fost singurul remediu anticolici. Da. Doar așa da. Puteam da. Să da. Îl calmez. Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat.